Din păcate, România ultimelor două decenii se confruntă cu un val de plecări ale părinților la muncă în străinătate și ca atare de un val de neglijare a copiilor. Părinții au doar rolul de a asigura împlinirea nevoilor materiale ale copiilor, ci și a nevoilor lor emoționale. Ori despărțirea de părinți are efecte destul de grave atât fizice cât și psihice asupra copilului. În prezent, nu se cunoaște numărul exact al copiilor rămași acasă în urma plecării unuia sau ambilor părinți în străinătate pentru perioade lungi de timp, dar inspectoratul școlar încearcă identificarea cât mai exactă, măcar a celor care merg la școală. Din datele furnizate de unitățile școlare din județul Hunedoara rezultă că 2,19% din populația școlară, vorbind de copii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, au cel puțin un părinte plecat temporar la muncă în străinătate. Aceasta reprezintă o scădere față de anii precedenți, unde procentele au fost de 2,35 în anul școlar precedent, respectiv 2,83 în anul școlar 2021-2022. Una dintre consecințele acestui fenomen este transferul responsabilității pentru îngrijirea copiilor de către bunici pentru 85,5% dintre copiii cu părinte unic susținător sau cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Impactul plecării părinților asupra copiilor este unul major în ceea ce privește comportamentul, dar și performanța școlară. Conform datelor, 3,19% dintre elevii cu părinți plecați la muncă în străinătate prezintă o scădere a randamentului școlar sau având situații de absenteism și comportamente de risc, să spun așa. Aceste constatări subliniază necesitatea unor eforturi susținute din partea comunității pentru a sprijini acești copii și familiile lor. Școala joacă un rol esențial în reducerea efectelor migrării temporare a părinților asupra copiilor prin furnizarea de consiliere și suport emoțional pentru copii. Potrivit datelor oficiale, în 56% dintre cazuri, tatăl este plecat la muncă în străinătate. În 15% dintre cazuri, ambii părinți sunt plecați. În 14% de cazuri, mama, în 9% de cazuri și mama, ca unic susținător al familiei, este plecată la muncă în străinătate, dar un procent de 3% dintre copiii plecați cu părinții în străinătate s-au întors acasă.